Bună, eu sunt Patrick și bine v-am găsit la un nou episod de Forza Horizon 4. Hai să continuăm și să vedem ce să facem în episodul de astăzi. Habar nu am, deci vreau să fac câteva curse, am un plan pentru episodul de astăzi, hai să vă arăt. Nu asta, hai să vă arăt. Vreau să fac maratonul, dar habar nu am cum mâi. Deci uitați-vă cât de lungă e cursa. Nu știu cum mâi, street race. Street sim, street race, da. Aia vreau să o fac. Stați că mai aveam încă două curse în minte. Una cu ceva avion, dar nu mai uit-o asta daci. Asta de asemenea. Una aici sus, să văd ce îi. Works Fastest Rentals. Cred că vânzări. Cred că cele mai rapide vânzări în lume. Apar, nu am ce înseamnă. Și cam atâta. Poate vom mai face și o cursă cum e asta. Atli Dale Dash. Bun, stai să vedem că... Așa. Mie-mi place cu camera asta. Dar mașina asta, nu știu dacă v-am arătat-o până acum. Faină, dar... Stai că vreau să vă arăt ce mașină am primit. Am primit una atât de faină. Ce nu mai știu câte mașini am. Deci atâtea am primit că nici mai știu ce am ce nu, și ce nu am. Spune faină. Și să vă arăt ce mașină am primit. Am primit un Porsche. Ăsta. Porsche Cayman GTS. Nu l-am upgradat, n-aia am făcut absolut nimic. Mai știu de unde l-am primit. Nu știu dacă ori mi l-a dat jocul așa, automat, ori... Wow. Și n-am mers. Niciodată n-am fost cu mașina asta. Trebuia să pună bariera sau ceva. Vreau să vă sugerez să apăsați butonul de like dacă încă vă mai uitați. Și nu mai avem mult și fac și 100 de abonați. Așa că v-aș ruga să vă abonați. Cărora vă mai place. What? Mamă, cât lag aveam acolo. Ai, 170. N-am știut că e acolo de aia. O, bun, hai să termin cu prosteala, că așa m-aș putea plimba tot episodul, bă. Hai. N-are putere să rupă zidul. Vai de capul la ce mașină se ia. Da. Hai să mă duc la... Nu acolo. Maratonul face mai... Cred că mai spre final. Ce curse am? Asta. Asta. 10 km. Stă jur de mine, hai să plecăm. Vreau ce spoilerul că se ridică. E ceva. Ține-o drept așa. Și ies direct aici. 9,4 km. Da, palme. Merge ciudat mașina, adică e și greu. Dar mașina, având în vedere că e mică, eu aș zice că trebuie să ia curbele chiar ușor. Era să le iau pe ăla. Ați văzut? Se pare mie sau e îndoită oglinda din dreapta, oricum mă interesează. Mă să ajung cât de repede posibil la destinație. Problema e că am atâția bani că nici nu știu ce să fac cu ei. Adică mi-aș lua mașină, dar ar fi prea de vreme, nu știu. Și nu vreau să-mi iau direct Bugatti. Okay.
De metal, deci ia uitați-vă cât de greu se mișcă. Și vreau să vin și aici, nu știu dacă am fost până acum, Top Gear. Ba da, cred că am fost acolo. Uitați-vă cât de bună e drumul și ce, ce se mișcă. In 400 meters, turn right. Gata-i, bye. Turn right. Îmi place pornirea din loc la ea. In 200 meters, turn left. Are start bun. Turn left. 133, 3 stele. Încă 189? Cât ar fi asta? 322? Cred că trebuia să fi venit din, de pe dealul ăsta din dreapta. Până de atâta 3 km hai. Ce, ce mașină urât avea ăsta. Deci n-am fost niciodată cu mașina asta, vă spun sincer. Și îmi place acum cum merge. N-ai Porsche. Lasă că e bine și fără oglindă. Dar dacă vreți, pentru episodul viitor am să o upgradez la maxim și chiar sunt curios la ce nivel o pot duce. Hai că mă duc drept, uitați-vă de rău să-mi mișcă pe aici, prea-i de ea. Iar e suspensie sport, plămiesc. O trece, mă, da. Hai mă, dă-i, dă-i, dă-i. Oh my god, 666 de metri. Turn left. Adică, știți și voi numărul 666. Turn right. Opa! Băi, atât de tare accelerează, mai ales că propulsie, încât face drifturi. O să zic și acolo ce face, mă, prostul ăsta. O să zic cum a dispărut. Vă sper că mă la... What, Aston Martin Vulcan? Mamă, deci chiar îți curăț cum se mișcă mașina asta. What? Băi, eu la jocul ăsta nu m-am gândit că-i... Fai de capul meu, dar ce pe avion e ăsta, mă, tata e? Acum, na, vă dați seama, avionul o să aibă altă... Altă... Hey, Patrick. Alt traseu, you've got a lot of fans coming to watch you race this jet. Go on, give them a show. Urăz, mă, că la fiecare cursă vorbesc ăștia și trebuie să stau să aștept ca să termine. Apoi să dau enter, hai. Sper că e bună la corpe, că astea... Fighting. Mamă, că... Bă, mașina se duce de rupe. Deci, nici nu o simt. S-a luat foc motorul el, sau ce are, mă? Tu așa îi face... Are... Îmi place că frânează bine. Dar la 300... Ierte topul. Opa. Dar până, până acolo îi dă. Wow. Aici am pierdut. O să fie nasol să cât trebuie să dau de multe ori rewind, bănuiesc. Să simt-o ca și cu tirul, așa, din distanță. Dă-i, mă. Cam greu suta. I-aș dea cu frâna. Mamă, ce curbă, dar de ce nu m-am uitat pe ce piesă? Dă-i, mă, dă-i, 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 dă-i. 60. Da. E grea rău cursa. Serios vă spun. Și abia că 30%, adică dacă mă scoate pe autostradă, cred că nu o să am nicio șansă contra omul ăla. Dă-i.
Da, el Greg se întoarce și acum îl parcă văd când trece pe direct, așa, la vreo 2 metri deasupra mea. Să mă uit în spate. Uite-te dacă mai vezi ceva. Uitați-vă ce greu, deci la 300 gata-i mașina. Dă-i mă, gata. A, mă gândeam că o să sac păsta apă. Asta podul ăsta. Dei. Vai, dic. Lasă că poate fără bara asta o să miște mai repede. Vede dacă spoilerul ăla îi face de aerodinamică. Băi, lungă cursa, mamă, uitați-vă ce în față, uitați-vă ce curbe ăsta. Plus că-i toamnă. Cu toate culorile astea de pom. Dă-i. Nu cred că-l ajung eu pe ăla. Ciodată. Bă, că văd că ăla-i gata. Nu! Mamă. Dei, 93, 95, din prostul ăla. Locul 2! Finished. Locul 3. I had no idea you could even compete. Eu nu pot să înțeleg cursele astea. Mai era una și pe Forza Horizon 3 și tot așa era. Îți dădea locul 2 și când treceai de linia de finish, îți zicea că ești pe locul întâi. Nu știu. Era de obicei haine. În afară de haine nu-ți dă nimic jocul ăsta. Nimic. Total skills pointer. Bă, eu schimb mașina ca să nu mi-o place. Adică e... mișcă greu. Stai să vedem dacă mai și știu cum să schimbă mașina. Îmi iau una rapidă, așa că o să-mi iau asta. Și vreau să mă duc acum la maraton, că deja am filmat de 13 minute și parcă văd că nu mai apuc să fac nimic. Hai să văd unde e aia. Maratonul, maraton. 2 km. Hai că asta nici nu simți. Mamă, m-am băgat în ăla. Hai, frate. Nu mai vira mașina, ce să-i fac. Dar-i curba aia, e nasol rău, că e și curbă. Dă-i, mă, așa. Hai că nu s-a dus. Uite-l și pe tataie, ce faci, mă? Uite-l pe ăla cu al, vrea să mă ia el. You have arrived at your destination. Dei. Descurs că dă wow, mă lasă cu orice mașină. Cu asta mă duc în orice caz. Mă, am văzut și eu să mă mai să văd ce mașini am în garajul meu. Hai, tati. Acum măcar îi vedeam pentru... măcar astăzi o să-i vedem valoarea ei sau puterea ei maximă. Acum nu știu dacă o să și pot prinde viteza ei potențială maximă. Apar nu am cât prinde în primul rând. Sper că nu sunt Bugatti, că dacă am dat de Bugatti, vă las. Dați-vă voi la asta cu chipul cu șolas bordel. Ce-i mai aia? Să cred că știu ce mașină e asta din față, dar nu mai știu cum să numea. Nu știu, nu e aia. Nu mai știu cum să numește. E destul de greu să o iau din urmă. Îmi place cursa că e drumul drept și dai. Ai frate, cât au ăștia lucruri.
360 am avut. De idei. Dai un pic să dau jocul mai tare. Că... parcă la voi s-au de prea încet. Hai să dau la 7. Da. Urmă sper să nu s-audă prea tare. Hai că bine. 280. Bă, da, trebuie să pun frână din timp. Vai de capul meu ce... E nasol rău... E nasoală strada asta. E îngustă și n-ai marcaje. Unde mă bag, mă? Trag palme. Și cât mai am din cursă? 19%! Spar joc de mine. Păi cred că are 20 de kilometri. 7 minute. Acolo. Dar dacă s-ar duce mă mai tare în corpe, ia. Pot să mă duc tare în curte. Oh. Nu am vrut să te oare. E urâtă, sunt urâte curbele astea. Vi cu viteză și nu știi cât de mult trebuie să pui frână. Mi-e ciudă că ăștia se duc mai tare în curte ca mine. Dă-i, mă. 320. 350. 360. Ați văzut ce repede o frânat aici? Dar... mamă, cum m-a ajuns? Să-mi bag ciul. Puteam să joc e asta cu podul. Hai mă, 3 minute. Uai, ce urât-i mașina lui ăsta ea. Ce mașina are ăsta? Nu știu, e faină cursa, dar e prea lungă. Dă-i, mă. Nu, e urât rău drumul. Mașina asta pe drum de munte nu face față, că e... are putere mare și are... deci când apeși pedala, are timp de tot timpul să-i dea cât prinde. Și la munte nu prea e ușor să o controlezi, că văd că în față vin curbe nasoale. 20 de minute, că există orice. Da? O să pun frână de aici direct.
Mie îmi place că eu accelerează în curbe și eu fără să o accelerez mă duc ca ei. Bă, ăsta are mașină fix cum am avut eu mai devreme, aia roșie. Porsche Cayman GTS. Dacă vai ce... Deci nu o pot controla. Aici e pantă. Ea tinde să urci așa în sus, ca pe avion. Uite. Apu meu, la 340. Bă, dacă aveam volan, poate altcumva o controlam. Era mult mai ușor. Bărbiesc. Trebuie să o las după frână așa de motor. E nasol rău. Sper să mă bage și pun drum drept, că mașina asta nu-i dă pădure. Mașina de munte să... Aici ați curios cum s-ar fi dus un Bugatti. Vai. Ia, acum nu pune frână. Și place că dacă apăs mai tare butonul, cum am făcut acum, ce face ăsta? Place că dacă apăs butonul mai tare, frânează mai repede. Audi TTS Coupe, cred că e. Nu știu dacă... Fai. Ăla cum s-o dus, da, eu că m-am dus, cred, cât am avut? 330. Ce bine de ăștia, mă. 85%, hai că nu mai mult. 6 minute numai. Dă-i, tati. Cât prinzi. 310. Vezi că la corpele astea o țin la viteza asta ea. Vedeți, aici nu-mi dă cu săgez roșii. Și abia că iau curba asta. Dă-i mă, dă-i, dă-i, dă-i. 340. Destulă lungă cursa. Și abar nu am ce se întâmplă la Maroc. Yes, 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 yes! Ok, breathe, Jay, just breathe. 51 de mii. No, that was, that was alright, I guess. Mă gândeam eu, acum voiam să zic. Parcă văd că fac și nivel. E numai dintr-o cursă de astea. Volkswagen Scirocco R 2011. Ei, ok, e faină mașina. Adică mașina aia e... See, to tell you that last night's marathon was one of your most incredible drives yet. No, 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 no. Ah, credeam că mi-a părut un nou maraton. Maratonul ăsta mi-a apărut că am făcut multe street race-uri. Bănuiesc că mai trebuie să fac de-astea ca să-mi apară altul. Ce vreau să mai fac pentru ultima dată să mă duc aici aia. What? Cursul ăsta? Dar văd că e ceva curs de aia, de drum rău. Aia o să vedem noi în episodul viitor. 11 km până aici. I was out for an autumn walk yesterday, and I think I saw something.
something we need to find. As in now. Right now. Come on! Ce să mă duc de tare pot. Uitați-vă voi ce drum fain e acum. Fai, dar de ce să bag ăla în fața mea, mă? Adică na, poate eu... Viper? Eu niciodată n-am văzut în jocul ăsta Viper. 360. Hai, tata, 370. Nu-i dă! Mamă! 370. Stai puțin un pic în față. 76. Deci noi, nu știu, 410 cred că are. In 200 meters, turn right. Hai, să-i dăm. Și 6 km. Dacă ar fi fost o drumă așa ca acolo, drept, 2 minute eram la destinație. Hai, frate. Dă-i. Uite pe aici ceea ce sunt mașini dus. 500 de deam. Uai, cât de bună e drumul. Dacă nu-i jos. 360. Bă, dar nu știu cum. 70. Dă-i. Mai la 70 în 5 tremuram camera. 75. Hai că nu am fost. Hai să facem. Mamă cât de mare. 2 km, hai. Bă, cum n-am mai fost de mult cu mașina asta. Bă, maxim cât am avut în episodul ăsta. Băi, deci mai mult de 376 n-am avut unde să-i mai dau. Am mai prins. Am mai prins o dată, tot atâta. Turn left. Noroc cu camionul ăsta e acum. Hai, noi aici trebuie să ajungem. Habar nu am ce e asta. Deci, 100 de mii. Hai să cumpărăm. Good decision, good decision. You and me, we're gonna show everyone what world's fastest really means. 28 de minute am. Lamborghini Veneno. Mamă, deci ăsta da monstru. Ăsta prinde 400, vă spun eu. Dacă nu prind 400 în episodul ăsta, mamă, te-am făcut. Deci am făcut maraton, am făcut Lamborghini Veneno. Am făcut. Take the keys and show Horizon what it can do. Am m-am dus cu mașina la 376. I want the punters to know that when we say world's fastest, we mean it. Abia aștept să o văd. N-am avut. Mamă. Just a quick run out to Glen Rannoch. Oh, hoi, pe team, dă-i tati cât prins. Better step on it. Dă-i. 100... Ai, dar nu bine am gădat. Am plăcut și cu părul, nu sună. Turn right. Ce-i mai aici? 4,6 km. Cum arată? Place că e liniștit, nu știu, nu s-aude. At the roundabout, take the second exit. Hai. Așa, da. Mă bagă pe autostradă. Ați dălat din drumul ăsta 320. Place cum se controlează. Asta pe autostradă poți să-i curbești și la 400, dacă i-a vrea dat la maxim. Uitați-vă și acum aia, 318, nici n-am pus frână. Chiar faină mașina. 1,
21 km sud. Dacă am aici aia, văd că e limitată viteza. Îi aprinde mult, văd, bă, că mai duce, cum ești ceva de turații, dar numai... Haide, haide, 200, 118. Nice. Și având în vedere că am pornit în secunda 6, mă mir cum am ajuns la timp. Am ajuns la timp. Call me when you're ready for the next one, yeah? I'm thinking something Scandinavian. Hai că am făcut cam ceva, aproape cam tot ce am mi-am propus. Mașina e faină în sine. Asta, Lamborghini Veneno. Din păcate eu n-am numai Lamborghini-ul pe care îl știți. What? Am Super Wheel Spin. Ai, mamă, câte am făcut azi. Plus Wheel Super Wheel Spin. Și aici. Mamă. Și nu. Ăsta-i. Nu mai... Că... Mă mai joc eu schemăra acolo. A, am două Wheel Spin-uri. Plus... Hai să deschidem și ăsta. La final de episod. Camaro Z28 din 1970. Hai altă mașină. Common Noise Marker Horn. BMW-ul ăla de sus dacă îl câștigam. Nu, hai că scurez la Super Wheel Spin. Aici sunt 3. Deci aici sigur, una din ele sigur trebuie să fie mașină. Pelican Thief, ai. Ce... Da, fraților, păi cam atât pentru episodul de azi, am făcut destule, adică, nici nu știu câte mașini am, sincer. Ia să vedem câte mașini am. Aici la... McLaren Senna... 35 de mașini am, da. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta pentru că am făcut destul de multe. Ați văzut și voi, deci am făcut maratonul, m-am dus cu mașina ca un nebun cu asta. Am mai condus și o nouă mașină pe care n-am mai condus-o niciodată în jocul ăsta. Și anume Bugatti. Lamborghini Veneno. M-aș mai uita la altă chestie, dar până găsesc eu... cred că trece toate... Mai trec vreo 10 minute. Știți care e faza? M-aș uita să văd... M-aș uita să văd despre mașina aia, dacă găsesc ceva detalii. În fine. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like. Eu am fost Patrick și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!